La nimic. Bun. În caz că ajunge pe YouTube... Salut, YouTube! Bine ați venit la o nouă dramă cauzată de fomiși care vor să bage în seamă. Un fost concurent la Insula Iubirii, și anume ăla de să prefăcea că e psiholog pe acolo, a făcut o postare pe Facebook. Da, aia clasică, de Reddit. Ha-ha, nu pot să cred cât de prost e Fire, e cel mai prost om din lume. Se întâmplă, văd de asta în fiecare zi. Mi-au trimis 2-3 persoane, vedeți să mă gândeam băgat în seamă, că gen... Ce zic? Ai părerea omului, foarte bine. Și pe urmă când a văzut, intuiesc eu, n-a fost băgat în seamă, n-a obținut reacția dorită, nu m-am dus eu pe Facebook să-i răspund, eu care mi-am șters Facebook-ul de 2 ani. A făcut niște story-uri pe Instagram și niște comentarii pe Facebook în care practic se laudă, nu știm dacă în mod pamfletar, onorată instanță, se laudă că face sex cu minore, se laudă că fumează drog, nu știu, tot felul de alte chestii. Hai să inflamăm lumea, că poate așa primim un răspuns. Și nu i-am răspuns și vă încurajez și pe dumneavoastră să încercați să sesizați când e vorba de o foame după atenție și când e vorba de ceva serios, pentru că asta în mod evident este o foame după atenție de la un om care în mod evident își dorește foarte tare să-i răspund. Eu intuind chestia asta, nu i-am răspuns, n-am zis nimic, ca tocmai că na, se mai întâmplă. Adică sunt o cârcă care se întâmplă așa zi lumină și pe care nu le știți și nu le știe nimeni, tocmai pentru că ea sunt niște nimeni pe pământ. Nimeni pe pământ în sensul de relevanță mediatică. Haideți că vă arăt totuși ce a zis. Nu o să citesc, ok? Până în dimineața asta recunosc, nu știam cine e Silviu Fraier, însă urmărind câteva secunde într-un clip pe YouTube am aflat. Silviu Fraier este un dobitoc cu un public aproape la fel de mare ca procentul analfabetismului funcțional din România. Drag prieten, analfabetismul funcțional din România este în jurul sumei de 40%. Crede-mă că este un calcul foarte simplu să realizez că 40% din populația României nu sunt subscribe la mine. Dar ok, te mai învăț în matematică. Aproape la fel de mare, pentru că într-adevăr e evident că doar analfabeții funcționali, ok. Îl consideră smart gay pe Silviu Fraier. Mi-e rușine de rușinea lui să citesc. A prins ideea că sunt prost, că sunt analfabet, că sunt dobitoc, că whatever. E o vedetă printre proștii care sfidează prostia. Mă gândesc totuși la părinții lui. Mă rog, efectiv, mă jură că în clasa 8, dar nu are nimic, nu mă supără. Și în comentarii mai pune chestia asta. Este literalmente un copil de clasa 8-a. Desigur, prietenul său virtual, Vlad Caraiman, probabil îl știți din videourile mele, zice: mi-a făcut și mie câteva clipuri legate de conținutul postat pe TikTok. O vuvuzelă progresistă. M-a rugat prins ideea, mai sunt niște oameni care îmi zic că sunt principalul promotor al progresismului occidental, lucru care poate doar să mă bucure, în rândul categoriei cei mai vulnerabile de PDV psihic, adolescenții. Categoria vulnerabilă psihic, adolescenții. Ok, Ile ăla e efectiv mare cont fake care e nelipsit de la toate postările lui Dinu. Please keep that in mind. Aha, ăsta, clasic. Dinu Popescu zice: dacă are o comunitate, să-ți dea cancel la acea comunitate mi se pare un lucru benefic la nivel de imagine. Niciun om cu IQ din barem două cifre nu cred că ar vrea să fie admirat de comunitatea lui Fire. Update 1. Update nu știm la ce, că nu l-a băgat nimeni în seamă, dar hai să vedem. Update 1. Mi-a semnalat cineva că Silviu Fire și că ăsta nu e adevăratul său nume. Dacă tot și-a ales pseudonimă, că ar putea să folosească varianta mea, mai pot. Da, că mi-a zis el Fraier, corect. Am văzut ulterior clipul cu pizzeria, nu la clipul ăla mă referiam și la unul care face bășcălie de câteva persoane cunoscute, persoane care chiar au glagore în cap. Omul este imbecil cu acte în regulă, îl auzisem undeva spunând că între o tipă care face OnlyFans și una care muncește la corporație nu este nicio diferență, ambele fac bani vânzându-și corpul, una pe net, alta că trebuie să stea la program 8 ore pe zi. Doamne, cât de prost e! Omul pare rezultatul unei partide de sex în care a fost folosit un prezervativ la mâna a doua găsit pe plajă golit și reutilizat. E un cancer virtual, un marțafoi. Deci țineți minte aceste jigniri pe care le face la adresa mea, pentru că omul a venit cu Sanchi Avocați. Eu ne zic nimica despre el. E un cancer virtual, un marțafoi care în virtutea dreptului la liberă exprimare folosește mediul virtual pentru a disemina ură împotriva orice îi se pare lui că nu se încadrează în standardele PC. Awake! Awake! Identitate de gen și alte aberații pe care eu cu plăcere și drag micționez. Atenție, atenție, despre mine. Și dictator german. A fost aclamat de sute de mii de oameni în primii săi ani de agitator. Era perceput ca fiind un smart guy care le zice pe față: Silviu Fraier ar fi un candidat bun pentru... Dictator german. Aici s-a ajuns. Depinde pe unde stai pe internet, sunt ori Stalin ori. Dictator german. Atenție, a zis că s-a luat de el comunitatea mea, el postând gen pe Facebook. Oamenii de la 22 în jos, nici măcar nu mai au Facebook. Marianeho, o femeie de 30 de ani sau cât are. Gen, era o persoană în tot thread-ul ăla. Și el era: aaa, sunt cancelat pe Facebook. Și era exclusiv doar Marianeho din chat, care are gen 30 de ani.
Deci Marianeho de aici din chat i-a dat comentariu cu un mesaj care zicea despre el. Deci asta zice cineva pe Instagram, allegedly. Deci dinul ăsta se dădea la fete de la mine din liceu, la liceu catolic. Eu nu știu exact cine e el și de unde a apărut, dar îi plăceau mult de tot fetele de clasa 10-11. Chiar se lăuda una de la mine din clasă că a făcut sex cu el pe balcon de Valentine's Day și i-a făcut cadou un trandafir și o pereche de tanga roșii. Ăsta fiind un om de gen 30 de ani. Eu am scris o carte întreagă despre sexul cu minore, droguri și orice alte subiecte care au puterea de a crea furoare. Ți-o recomand. Minorele-s bune de tot, la majorat vor gangbang, nu tort. Toată viața mi-a plăcut să am o mână pe volan în rangă o minoră. Hai, altă întrebare, fazele astea obosite, etichetele și tentativele de a vexa oamenii pe baza unor roll-ups, nu știu ce zice aici. Nu merg aici. Despre mesajul ăla confirm, totul e adevărat, mai puțin partea cu trandafirul. Eu nu ofer trandafir. Două secunde că trebuie să mă uit într-un șir de conversații că le-a șters, că na, știi cum e. Că zici tu că faci, pe tine nu te oprește nimic, aș pune te-a pus și ștergi comentariile. I-a zis fetii ăla de a ștergi comentariile, eu aș mai sta la taifas cu tine, dar am o minoră de satisfăcut și știi cum sunt astea de 16-17 ani, se supără când nu primesc ce vor, când vor. A, și întreabă în cadrul discuției de ce îi crede că glumesc când vine vorba de făcut sex cu minore. Și dacă erați curios ce scrie în cartea lui Stanchi de ficțiune, acesta este un capitol din cartea sa intitulat Minore, care zice așa. Mulți oameni se întreabă de ce bărbaților le plac atât de mult minorele. Majoritatea au un fetiș nebun pentru ele. It's you and some other dudes, da? Sigur nu e majoritatea. Din fericire, nu suntem în America, iar pe plaiurile mioritice e legal să faci sex cu orice tipă de la 15 ani în sus. Lucru care este adevărat, din păcate. Atât timp cât este consimțit și nu ești tutore sau profesor sau whatever. Și nimic nu se compare cu o tipă bună de 15 ani. Dacă mai ieși virgină, e ca o dimineață de Crăciun. Nu o să citesc mai departe, că este absolut mizerabil, dar vreau să zic asta. Am avut o fantezie despre cât de tare ar fi să fiu un șef de trib sau un soi de rege, o mare sculă din alte vremuri, iar în regatul meu să existe o tradiție ca toate tipele între 15 și 18 ani să fie obligatoriu putute doar de rege de câte ori vrea el, adică de câte ori vrea modularul meu, o înțelegeți? O editură în lumea asta a publicat mizeria asta. Om care este psiholog, by the way, om care este absolvent de psihologie. Repet, eu nu am zis absolut nimic, pentru că este evident că a zis cele mai bombastice căcaturi care i-au trecut prin minte, deși gândurile pe care le-a așternut pe foaie pare că sunt destul de veridice cu citatele pe care le dă în realitate și cu exprimarea pe care o are în realitate în secțiunea de comentarii, da? Adică ficțiunea din carte cu realitatea se întrepătrund destul de tare când vine vorba de declarațiile lui. Cum se numește fițuica lui? Ce rușine, coaie! O incursiune într-o lume interzisă! Ce interzis, frățioare, la a nu face sex? Ce interzis la a sta într-un Golf 3 și a face story, okay? O lume interzisă! Dacă ești un băiat frezat cu serviciu bun, îți dorești o soție, doi copii, o casă și un pom, cartea asta nu e pentru tine. Și a făcut singur citate. Mai, ideea e că s-a tot victimiza. Eu n-am zis absolut nimic, nimic, nimic n-am zis. Absolut nimic, niciun apropo, nimic n-am zis. Dar a zis adevărul.ro. Fostă ispită la Insula Iubirii psiholog, postări despre sexul cu minore. Cum justifică tânărul remarci? Dinu Popescu, cea mai cultă ispită de la Insula Iubirii, care a fost trimis acasă după doar câteva episoade ale emisiunii, se mândrește în viața de zi cu zi cu un palmares impresionant de cuceriri. La cei 30 de ani săi, psihologul spune că are o plăcere vinovată în a ispiti minore. Mai mult decât atât, el își asumă dependența de droguri și chiar își încurajează următorii să-i facă reclamații la DICOT. Mi-a plăcut foarte mult cum este scris acest articol. Totul a pornit de la o postare în care psihologul îl atacă pe cunoscutul vlogger Silviu Fire, pe care l-a numit Silviu Fryer. Deci articolul practic asta face. Pune în revistă declarațiile lui, exact ceea ce a spus, tot felul de citate din ceea ce a spus el. Nu pare nimic a denaturat sau whatever din ce am citit eu. În cartea lui a susținut că a făcut sex cu minore de 15, chiar 14 ani, pe vremea când avea mai bine de 20 de ani. Creatorul își provoacă urmăritorii să-l reclame la DICOT. Dinu Popescu a devenit cunoscut publicului din România, în special datorită participării sale la al 6-lea sezon Insula Iubirii. În loc să intre în jocul seducției, tânărul era văzut adesea în compania unei cărți, nu a concurentelor. Prefera să stea deoparte și să analizeze relațiile din punctul de vedere al unui psiholog cu experiență. Acest lucru i-a atras în mare parte simpatia publicului. El este absolvent al Facultății de Psihologie de la Titu Maiorescu. Pentru ce nu știe, Titu Maiorescu e gen o facultate privată de dai 3 lei și o termin. Și a continuat studiile absolvind două programe de master, unul tot de psihologie și altul de comunicare în cadrul SNSPA. La numai 21 de ani a devenit moderator al unei emisiuni, recomandându-se drept cel mai tânăr realizator TV. Ulterior a lucrat ca reporter pentru posturile de televiziune Antena 1 și Antena 3, desigur. În anul 2011, pe când era elev în clasa a 12 și se apropie examenul de bacalaureat, Dinu a fost la un pas de exmatriculare. După ce a fost dată nota 4 la purtare, tânărul a intrat pentru prima oară în lumina reflectoarelor și a vorbit despre asta
asta la postul de televiziune OTV, unde a devenit un invitat nelipsit al lui Dan Diaconescu. Bă! Știi cum e, penal la penal trage. Deci, asta e articolul. Da, i-a făcut istoria, efectiv, l-a citat cu ce a zis, ca să înțelegeți nivelul. Dragilor, în România, nu știu dacă știați, dar vârsta pentru act sexual consimțit este 16 ani. Așa că să faci sex cu o tipă de 16 ani, de 17 ani, nu e nici pedofilie, nu e nici ilegal, nu e nici anormal, nici amoral, este perfect normal. Da? Eu unul am făcut și eu sex, vă dați seama. Da, îmi dau seama. Încă îmi dau seama, viața mea, dorești să te mint. Cred că afinitățile pentru persoane underage există. Îl cred pe cuvânt când zice chestia asta. Dar eu nu cred că acest om pune mâna pe vreo femeie. Și de asta vă încurajez, relaxați-vă. Omul a ajuns deja în presă, a vrut să fie cancelat, s-a autocancelat. Eu nici n-am ce să mai zic acum. Eu doar vă arăt ce zice un fomiț pe internet. Fomiș că ăștia găsești la topasul. Eu unul am făcut și eu sex, vă dați seama, la viața asta, și cu fete de 16 ani, și cu fete de 17 ani, și n-am nicio problemă cu asta, chiar mă mândresc cu asta. N-am mai făcut-o de pe la 25 de ani, dar dacă tot se indignează fanii lui Fryer atât de tare că se întâmplă asta... Atenție, fanii mei, o persoană de 30 de ani în ăla lui de Facebook. Gen nimeni, că nimeni nu știe de el, nimeni nu știe cine e. E un băiat cu gen 10k followers pe Insta, de la Insula Iberii. Lăsați frate minorele să vină la mine, nu știu, cred că ar trebui să mă reapuc. Dacă e vreo minoră de 16-17 ani aici, text me. Deci nu e nimic not ok în asta, nu e nimic controversat în asta, ca să ne înțelegem. Și asta le-am explicat și lor. Acum nu știu dacă știți, mie dacă mi-era rușine cu ceva din ce am făcut vreodată, nu mai scoteam cartea aia numită Playboy, o incursiune într-o lume interzisă. Dacă ăsta chiar e psiholog, ar trebui să fie atestat de Colegiul Psihologilor, which he isn't, că l-am căutat, și ar fi complet împotriva codului deontologic pe care trebuie să-l respecte un psiholog. Merită făcut o reclamație la colegiu. Oricine din această lume, dacă se simte deranjat de lucrurile pe care le-a spus acest absolvent de psihologie, îl încurajez cu multă fermitate și cu multă susținere să-i facă o reclamație la Colegiul Psihologilor. Căci sunt sigur că colegii săi de breazlă ar fi foarte interesat să afle cum colegul lor se laudă că face sex cu minore pe internet la 30 de ani. Este atestat, doar că are dreptul suspendat pentru neplată. Cum e scrie foame? Au venit pe acolo toate vexatele. Aoleu, cum să pronunț cuvântul minore? PC, o mână pe volan în... Minoră, mă îndrept spre iad cu 200 de km la oră. Știi versurile bune? Vrei că lăsați că omul ăsta se crede cool? El se crede gen șmecher. Mă, dacă asta e, adică e și demn de milă cu aia, sincer acum. Omul efectiv a încercat să facă niște declarații controversate ca să-l bag eu în seamă. S-a găsit cu cine se bage în seamă. Și genul m-a ajuns în presă și acum de fiecare dată când o să-i caute cineva numele o să apară Dinu Popescu, admite că minore la 30 de ani. Omul efectiv s-a cancelat singur, n-a trebuit să fac nimica. Abia aștept să-și înceapă profesia de psiholog, să-l caute vreun pacient pe Google. Abia aștept să zică la judecată că îl discriminez pe baza statutului financiar. Atenție, atenție! Postarea mea legată de Silviu Fraier voia să demonstreze fix chestia asta, că el are o echipă de mari de Iași care, cu care atacă așa, niște oameni complet gratuiti. Are o echipă de oameni care atacă. Echipa de oameni? O persoană! Pentru simplu fapt că merg pe ideea, bai, să nu intrăm în conflict cu dezaxatul ăsta. Nu știu câți mă cunoașteți pe mine, eu n-am nicio problemă să intru în conflict cu nimeni. Am scris un roman numit Playboy despre toate subiectele controversate din lumea asta pentru că sunt un om asumat. Cu minore, droguri, sex, tot ce oamenii consideră tabu. Deci să încercați să faceți cancel culture sau shaming cu mine pentru chestii de genul ăsta, băi, mi se rupe ca să vorbesc la nivelul vostru de înțelegere. Bă, știi care e faza? Că nu cred că ți se rupe având în vedere că ai trimis o notificare de la avocat la Adevărul ca să șteargă articolul. Deci o să vedeți, este ceva superb. S-au apucat unii să-mi dea mesaje, mi-a scris unul, te bag în spital. Eu zic mai bine să mă bagi în mătă. Deci a scris aici cineva după un cont fals, ia zi pe unde stai că vin după tine. El continuă să zică că ăsta este un fan de-al meu care vine după el să-l bată. Asta în contextul în care el flexează pe internet că are 30 de ani și face sex cu minore. Și este foarte surprinzător, nu-i așa, că în momentul în care te declari, nu pot să zic cuvântul, dar înțelegeți, în momentul în care te declari așa, ești surprins că te amenință lumea cu bătaia? Ești surprins că te amenință lumea cu bătaia când admiți pe internet că faci sex cu minore? Ca om de 30 de ani? Sunt chiar eu, da! Este o glumă, domnule sau domnule judecător, nu sunt eu. Și sunt sigur că nu este nici un om din comunitatea mea. Pe de acolo,
Evident că o să-i fac reclamație la poliție. Da, cred că o să-i faci. E foarte asumat, el mi-a scris de pe un cont fals. Se poate identifica, nu e nicio... Da, se poate identifica. Nu știi nimic despre nimic. Se poate identifica, da. Te duci la poliție. Domnule polițist, m-a amenințat cineva cu bătaia pe Instagram de pe un cont fals. Polițistul, a, sigur, vom triangula. Luăm după amprenta de carbon. Ce-mi plac oamenii ăștia care habar n-au cum funcționează tot procesul ăsta legislativ. Dar zic ei, nu că se poate afla, da. Afli și pormă ce faci, iei boi de la bicicletă. Și te aștept să mă bagi în mătă, nu în spital. Sau... în fine. Ce voiam să vă spun, adică să explic, era de unde a pornit toată chestia asta. Iar păpușei, bebelușele și bebelușii lui Silviu Fraier... mie mi se rupe de tot ce vă indignează pe voi, de toate aberațiile astea progresiste, politically correct, ne ferim de cuvinte, ne ferim de subiecte, eu nu mă feresc de nimic și vă spun așa, frust, mă doare în p***, stau cu voi de pereți la orice oră din zi și din noapte, pe Twitch, pe Instagram, pe Facebook, în viața reală, la figurat, că doar nu voi amenința cu agresiunea. Nu mai fiți spălați pe creier și proști, pentru că nu vă face bine. Hai, zi faină, weekend plăcut! A, și pentru toți fanfaronii ăștia care se indignează din orice, băi, reveniți-vă bă la realitate. Nu există subiecte tabu, nu există nimic atât de controversat, vreun cuvânt interzis pe care să n-ai voie să-l spui, vreun subiect despre care n-ai voie să glumești. Avem voie să ne batem de orice avem noi chef, să folosim orice cuvinte și ăla, că știu că nu-i place lui nigger, țigan și așa mai departe, să le urlăm tare. Pentru că, ce crezi, e o lume liberă. La fel, omul ăsta și s-a gândit la toate căcaturile posibile care să trigărească oameni. Omul ăsta și-a notat, ia să vedem, ce pot să zic ca să-l fac pe ăsta să se enerveze? Nea psiholog șomer. Ca să funcționeze chestia asta, trebuie să nu să citească foamea în ochi. Că dacă ți-e citește foamea în ochi, nu poți să te iau în serios. Poate aveam eu o zi în care aveam chef de scandal și te luam în serios. Să nu pară că zici chestiile astea doar ca să-ți dau eu un răspuns sau oricine altcineva. Înțelegi? Deci mai întâi trebuie să mănânci și după intri pe internet și zici a. Și după vii faci story din Golf 4, să se înțeleagă, în mod evident că nu fac niciodată glume referitor la aspectul financiar. Este funny în contextul de cerșeală după atenție egal vreau bani, că nu e așa, ăsta e scopul la finalul zilei pentru orice fomist de ăsta. Așa, ce mai zice? Fraier, fanii tăi și alți imbecili în care nu decideți voi ce e normal și anormal. Eu sunt total de acord cu el, adică da, poți să glumești despre orice, poți să zici orice cuvânt, așa este. Total de acord, tu poți să le zici. Acum, reacția publică e cum e reacția publică. Eu n-am zis niciodată că nu poți să zici. Ba, poți să zici toate slăgurile din lume, toate căcaturile, numai că să știi doar că există repercursiuni. Ba legale, ba mediatice dacă dorești. Nu contează că cerșești atenție, spreduiește mesaje foarte toxice și normalizează sexul cu minori, ar trebui luat în serios, dar ce ți se pare că nu e un serios? Adică e un serios ce zice și în același timp consider că este un fomist. Ce vrei să zic? Să fac mansplaining de ce nu e ok să faci sex cu minore ca om de 30 de ani? Adică crezi că e cineva care nu înțelege chestia asta? Că da, asta zic. Adică și-a ales cuvintele pe sprânceană cât să enerveze din ce în ce mai mulți oameni. Și da, în mod evident că încurajează sexul cu minore. Nu vezi că ăsta e scopul lui? Uite cât de fericit e. Că se gândește că mâine, poimine primește bani de operație în Turcia. PC, mă duc să fumez un joint acum dacă vrei. Dă tag la Dico, dă tot unde vrei tu. Fumisul ăsta nu s-a uitat la știri și a văzut că acum s-au dat legile aia nenorocite că ții pentru consum. Aveți senzația că mă intimidez cu mine cu de genul ăsta. Bă... O, ești periculos rău, frățioare. Ai fumat un joint. Da, asta nu pot să-l iau în serios, man. E un copil mic. Vă provoc, vă rog din tot sufletul să-mi faceți reclamație unde vreți voi. Oriunde. Cu drag. Vă scriu eu reclamația dacă vreți. Și puteți să o trimiteți voi dacă nu sunteți în stare să o scrieți. Bă, putem să-i facem plângere la poliție, nu cred că are vreun sens, dar bă, la poliție plus Consiliul Psihologilor și în același timp să nu îl băgăm în seamă pe social media ca să nu primească atenție. De asta am zis pick your battles, oricât discurs o să facem pe tema asta pentru el o să fie doar flatant, exact. Așa funcționează oamenii ca el care vor cancel. Bad publicity is still publicity pentru ei, deși în mod evident it's not, că ai apărut în presă. Nu toți ratații pe care îi găsiți pe net trebuie să fie un rant pe Insta, total de acord, absolut. Mulțumesc că ai rezumat ceea ce încercam și eu să zic. Dacă se poate lua o acțiune de tip plângere la Consiliul Psihologilor sau la CNCD, la poliție nu cred că e rost, adică o să zic întotdeauna că e pamflet și așa mai departe. Go for it, totally support it. Deci dacă puteți să faceți asta, faceți asta, dar exact cum a zis și Iulia, e o diferență între a face asta și a-i da atenție acestui om, pentru că sunt oameni ca acesta care se hrănesc cu atenție. Ei, crezând că sunt cancelați de comunități ca ale noastre, se hrănesc cu chestia asta, zic, wow, cât de important sunt, mamă, i-am enervat pe ăștia, cât de important sunt. Problema la genul ăsta de fomiști este că niciodată nu se așteaptă, că gen în
capul lor e că ei nu fac nimic greșit. Ei fac ceva greșit pentru o comunitate de nebun, de pe net. Că în lumea lui este total ok să faci sex la 30 de ani cu o fată de 16. Deci asta e lumea lui. Și pe urmă când apare în presă, cu nume prenume, s-a apucat și de în judecată. O să vedeți. E, și om a cerut punct de vedere, în caz că nu știți, dacă un ziar te menționează, legal vorbind, ai dreptul la drept la replică. Și practic trebuie să publice și dreptul tău la replică. Atenție, nivelul de snowflakeness. Și bă, eu când vă zic că ăștia sunt cei mai mari snowflakes din lume, las dreptul la replică, redactat cu sprijinul casei de avocatură, căreia îi mulțumesc, că care l-a întrebat la adevărul. Îi rog pe toți cei care doresc să mai scrie despre acest subiect să ia astfel act de poziția mea și să o folosească în cadrul materialelor. Deci ați înțeles? Zici, eu o țară liberă! Avem voie să ne batem de orice avem noi chef. Zic ce vreau! Nigări, țigani și așa mai departe. Fac ce vreau! Stau cu voi de pereți la orice oră din zi și din noapte. Pă mă, taia aia, aia! Păi când îți dai seama că s-a belit carasul, rezerv dreptul la replică. Am un avocat care este pregătit să vă dea pe toți în judecată dacă nu respectați ceea ce am zis. Efectiv! V-ați semnalez faptul că eu nu am fost contactat pentru a oferi un punct de vedere cu privire la gravele acuzații enunțate. Vă transmit așadar următorul drept la replică, pe care vă rog să-l publicați în conformitate cu imperativul moral și profesional, dar și cu legile în vigoare. Postarea legată de conținutul lui Silviu Fraier, avocatul său sau avocata sa, a scris Silviu Fraier în notificare. Nu a fost un atac gratuit, așa cum se insinuează în articol, ci un semnal de alarmă pe care am dorit să-l trag urmărind conținutul său. Conținut video în care umilește, atacă și jignește atât persoane publice cât și cunoscuți de-ai mei. Sursa? Limbajul meu din zona de comentarii, deși într-adevăr nu îmi face cinste, este limbajul utilizat de personajul amintit și de fanii săi. Da, sursa? Astfel, atunci când aceștia au lansat atacuri împotriva mea în secțiunea de comentarii, sursa? Secțiunea unde oricine poate comenta pe profilul meu personal, am ales să îi iau în tărbacă și să răspund într-un limbaj similar. Asta a scris un avocat. Nu, asta n-are bani de avocat, prieteni. Legat de mențiunile de tipul se laudă cu sexul cu minore, consider că reprezintă o distorsionare a realității care are potențialul de a cauza prejudicii de imagine și prejudicii morale pe care îmi rezerv dreptul să le evaluez la o dată ulterioară și care, vă atrag atenția, pot face obiectul unui proces pe latură civilă pentru restabilirea adevărului și plata daunelor aferente. Băi, comedie! Bă, dacă nu făcea notificarea asta, nu-l băgam în seamă pe live. Bă, dar notificarea asta... Băi, comedie pură! Bă, comedie pură! Bă, deci faci story-uri. Bă! Mă, vă trag, vă fac, bă, sclavilor, nenorociților, mă, piși pe voi! Nu mă cancelați pe mine, eu vă cancelez pe voi! Fac sex cu dalea, fumez, trag, bag! Și pe urmă, la nici 24 de ore, reprezintă o distorsionare a realității care are potențialul de a cauza prejudicii de imagine. Cum e cu libera exprimare, că am uitat. Cum era că oricine poate să zică orice, că am uitat. Cum oricine poate să zică orice dacă te-a pus să dai în judecată oamenii care interpretează cuvintele tale așa cum le-ai zis. Am nevoie de un soundtrack pentru această notificare. Respectivele materiale tip story și comentarii la care faceți referire sunt în mod evident realizate în stil mucalit, cu intenția de a ironiza persoanele care au lansat astfel de acuzații. Unica referire la așa zisul sex cu minore fiind exclusiv în contextul în care am citat din lege, din prevederea care menționează care este vârsta legală acceptată pentru consimțământ în aceste cazuri. El crede că dacă aștepți comentariile alea de pe Facebook, ele nu intră la proces. Este adevărat că sunt autorul unui roman care are puterea de a stârni controverse, însă vorbim de literatură de ficțiune. Deci acum e ficțiune. E acum e ficțiune, tati! Asta e frumos la conceptul de ficțiune, că poți să ascunzi în spatele ficțiunii orice. Știți cum încerca și Dana Budeanu să ascundă în spatele pamfletului că ea nu a încurajat la bătut femei când i-au făcut ăștia plângere la pachet. Poți zice orice, nu contează că vorbești eu, Xulescu, doresc să f***. Nu contează că zici chestiile astea. E pamflet, comedie, e ficțiune, easy. La fel și în cazul meu, domnule sau doamnă judecător, Sanchi, că n-ai răsta bani să mă dea în judecată, dar așa că idee. La fel și aici, este un pamflet continuu și pot să dovedesc prin alte videouri de tip pamflet pe care le-am făcut. Este doar un pamflet ce fac eu aici. Nivelul de snow
snowflake în care să vrei atâta atenție încât să recunoști că îți place să faci sex cu minore, allegedly, formă totul să te superi și să ameniți cu avocați, care nu există în mod evident că el a scris asta. Băi, luptător al dreptului la liberă exprimare, dă-mă tata în judecată, ia. Bă, Dinule, facem un pact. Îți dai eu 5.000 de lei să dai la avocat doar pentru Caterinca de a mă da în judecată, sincer. Te împrumut eu cu 5.000 de lei. Mi-dai tu când te angajezi, nu știu ce mai lucra acum, că nu știu cine te mai primește în meseria pentru care te-ai pregătit. Armata de apărători care mi-a luat apărarea și i-au trântit vitriol pe Facebook o persoană. Eu mă rog la Dumnezeu să mă dea în judecată ca să ajung în fața judecătorilor și să depun probatoriu 10 comentarii de la lui în care zice ce bine și ce mult sex face el cu minore, plus screenshot-urile, te rog, dă-mă în judecată. Da, da. Păi asta zic, el crede că dacă șterge de pe Facebook, alea nu mai intră. El crede că așa funcționează. A, șterge de pe Facebook, nu mai are ce să mai facă la sala de judecată. Du-te, mă, tată, și vorbește cu un avocat, sincer, acum. Nu mai face tu ficțiune aici. Du-te, vorbește cu un avocat. În privința acuzațiilor de dependență de droguri și consum al unor cantități impresionante de droguri, menționez că, deși cum am admis public, am experimentat diverse substanțe în diverse medii de-a lungul timpului, repet, el nu știe de legea cu consum. Fiind una dintre persoanele care nu se ferește să vorbească onest, da, bravo, vorbește onest în România despre faptul că consum droguri. E o idee foarte bună. Până la insinua că sunt dependent, că practic consum cantități impresionante și cel mai grav că ofer și altora este cale lungă. Aceste acuzații intră sub incidența faptelor de defăimare și calomnie. Dar du-te, frate, dă-mi judecat adevărul. Ești mechea rău. Du-te, vinde-ți golful și dă-mi judecat adevărul. N-ai tupeu. Din experiența mea minusculă și neînsemnată în cadrul presei, eu cred că adevărul a refuzat să publice mizeria pe care o zice el mai departe în Sanchi, notificarea de la avocat, pentru că la adevărul se oprește la paragraful 4, însă el mai continuă și zice: persoana care a redactat articolul a făcut parte din anturajul meu de amici, aspect care se regăsește și în câteva articole de presă, de unde am îndepărtat-o din motive subiective, întrucât am avut o relație pasageră, încheiată printr-o decizie unilaterală. E greu să nu îmi pun întrebarea care este motivul pentru care o persoană cu evidente resentimente împotriva mea ar primi spațiu în publicația dumneavoastră pentru a mă denigra într-un mod atât de abject și agresiv. Deci, el zice că jurnalista, autoarea articolului, a scris un articol despre el, că gen s-a despărțit de ea. Băi, cine te crede, mă, nene? Bă, cine te crede că faci sex, mă, nene? Notificarea de la avocat, by the way. Voi vă dați seama că el a încercat să se scoată cu asta? A zis că să știe el cu fata aia și gata, automat au fost împreună și din cauza asta, de geloasă, ce? Un copilaj mic. Absolut amazing cu aia. Ia de evident că n-a vorbit cu un avocat, pentru că el în postarea lui mă jignește de nu știu câte ori. Ce evident că n-a vorbit cu un avocat, pentru că un avocat exist în primul rând... delete that off the internet. Silviu Fryer, un dobitoc. Omul pare rezultatul unei partide de sex în care a fost folosit un prezervativ la mâna a doua, găsit pe plajă, golit și reutilizat. E un cancer virtual, un marțafoi. Dezaxatul ăsta. Au cu voi de pereți la orice oră din zi și din noapte. Da, ce să zic, am lucrat. Vă recomand din tot sufletul să nu-l băgați în seamă, deoarece asta își dorește. Vrea și el să mănânce o chiflă. Nu-i scrieți pe Instagram, nu interacționați cu postările lui. Dacă vreți să faceți vreo acțiune legală, reclamați la Colegiul Psihologilor sau poate să boicotați editurile care au ales să publice mizeria aia de carte. Sunteți total îndreptățiți să faceți chestia asta. YouTube, același faci pentru dumneavoastră. Sancționați orice fomist care se laudă cu tot felul de fapte foarte îndoielnice. Pupiși, toate cele bune, ne vedem data viitoare și sperăm că fără fomiș care caută dramă pe internet.